Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Discutăm astăzi despre parfumuri, adică nu discutăm, nu discutăm absolut nimic pentru că n-avem ce să discutăm, stăm aici o eternitate dacă am discuta. Filmez colecția mea de parfumuri. Într-un clip anterior, vă las link pe ecran, v-am zis că dacă strâng 100 de like-uri la clipul respectiv care era cu 10 parfumuri favorite din colecția mea, dacă strâng 100 de like-uri, vă arăt colecția mea de parfumuri și am strâns și mi-ați și lăsat comentarii că am strâns like-urile și trebuie să mă țin de cuvânt. Și da, mă țin de cuvânt. Eu cred că m-am ținut întotdeauna de cuvânt, sper că nu a fost cazul vreodată. Dacă a fost, este clar că pur și simplu am uitat. Dar colecția de parfumuri și încep cu terminatul din colecția mea Libre de la YSL, pe care l-am inclus într-un clip cu Empties care a apărut sau o să apară, habar n-am în ce ordine pentru că filmez mai multe clipuri în aceea zi și nu știu în ce ordine o să le urc. Mi-a plăcut, este apa de toaletă, nu mi l-am recumpărat, ăsta a fost oricum primit cadou de la o prietenă de ziua mea. Nu mi l-am recumpărat, dar mă bate gândul cumva pentru iarnă să am Libre intens. Poate, nu știu, mai vedem. Mișto Libre. Mișto, un parfum nou care chiar îmi place. Mi se pare reușit, pe gustul meu. Bun, ce mai avem? Avem parfumurile astea au făcut parte din Project Pen, link pe ecran, și următorul pe care o să-l termin este Insolence. Nu prea a fost corect să-l bag pe ăsta în Project Pen, pentru că eu îl asociez foarte mult cu primăvara și acum toamna parcă nu mi se pare potrivit, dar l-am pus în Project Pen, trebuie să-l termin și e la rând, mai am foarte puțin, o să-l vedeți și pe el într-un alt clip undeva prin noiembrie cu Empties. Ceva ce nu folosesc, vi le arăt într-o ordine cumva întâmplătoare, cum îmi vin mie la mână, nu vreți să știți ce este aici în fața mea de parfumuri, efectiv. Este plin. Deci, cum spuneam, un parfum pe care nu prea îl mai folosesc, adică deloc, nu m-am mai dat de mult cu el, deși îmi place și chiar mi se pare un parfum atât de suav și de delicat pentru primăvară, dar nu mai e foarte mult, nici nu văd, pentru că sticluța este opacă. Miu Miu Eau de Parfum, care miroase a viorele, a flori de primăvară. Miroase efectiv a un buchet de flori de primăvară. Miroase foarte bine. La primăvară cred că o să-l folosesc. O să-l pun și pe el într-un Project Pen, dar pentru primăvară. Un parfum care cred că o să intre în locul lui Libre, zic eu. A Marriage of Jasmine and Tuberose de la Avon. Un parfum cu tuberoză care, măi, e destul de reușit, a zice eu. Nu mai știu când mi l-am luat pe ăsta, dar nu era vremea lui. Este destul de reușit și mie îmi place foarte mult tuberoza, cum miros florile astea. E de fapt tot ce îmi place la tuberoză, cum miros, că ele ca flori nu sunt spectaculoase. Sunt ceva parfumuri cu tuberoze pe piață, unele sunt foarte, foarte scumpe, dar într-adevăr miros genial. Sunt altele la modul ce găsim prin parfumerii. Când zic foarte scumpe, mă refer la parfumeria de nișă. Mai sunt unele prin parfumerii, dar mie nu mi se par ieșite din comun, nu simt eu acolo prea multă tuberoză. La ăsta chiar se simte tuberoza, este un parfum un pic intoxicant așa, pe alocuri. Da, și chiar cred că o să-l scot în locul lui Libre să-l folosesc, că e vremea lui. Adică merge de perioada mai rece. Un parfum pe care mi l-am luat pentru aducerii la minte din copilărie, Vanderbilt, Gloria Vanderbilt. Îl avea mama când eram eu mică și mirosea genial și în continuare parfumul acesta miroase genial. Mi se pare că miroase cam pe acolo. Da. Nu e mega rezistent, nu vă așteptați la chestii de-astea ceva ieftin și bun la modul și rezistent. Și este un parfum elegant, un parfum fin, merge reaplicat 100%, adică nu o să stai toată ziua doar cu el. Și un parfum pe care vi-l recomand. Chiar vi-l recomand, miroase foarte, foarte bine. Nu vă uitați că costă undeva la 30 de lei. Miroase foarte bine și nu e... Nu. Nu vă pot... Nu știu unde să le pun. Deci nu știu pe unde prin decor să le las. Vorbesc foarte repede și încerc să trec foarte repede prin ele. Dacă și la acest clip... Și vă arăt doar parfumurile full size. Am și miniaturi și travel și așa. Dacă și la asta strângem 100 de like-uri, deci dacă strângem 100 de like-uri, înseamnă că există interes și o să filmez și colecția mea de miniaturi, travel, etc., ce mai am eu pe acolo. Bun, hai să vă arăt Thierry Mugler, Miroir de Majesté.
Vai, parfumul ăsta este o bijuterie, miroase senzațional, ador, ador parfumul. El vine, asta este cutia și vine într-o carcasă de oglindă. Dar nu vă arăt carcasa, pentru că este efectiv o oglindă carcasa lui și v-aș orbi cu lumina. Da, și sticluța cam așa arată. Din nou, nu este... El miroase foarte bine. Este un oriental, dar nu este genul ăla de parfum care să lase dâră și să... E rezistent la greu, asta da, dar nu e genul ăla de parfum care să lase dâră și să se simtă foarte, foarte mult în jur, dar rămâne foarte bine pe piele și are o rezistență foarte bună. El a fost într-o ediție limitată, din ce știu eu, și s-a găsit și pe Sole și pe Notino. Dacă mai e pe undeva, vă las link în descriere. Și chiar o să fie o provocare să vă las link-uri pentru toate aceste parfumuri, dar o să încerc. Promit că încerc. Uite, e chiar o ocazie să-mi fac un fel de bază de date, cum am pentru încălțăminte. Da, mi-am făcut eu o bază de date pentru pantofi, așa pot să fac și pentru parfumuri. Nu e mare lucru. Bun, dacă tot suntem la Thierry Mugler, la Mugler, acum este Mugler, vorbim și despre Alien, iubirea vieții mele, Alien, parfumul pe care l-am folosit ani și ani și v-am zis că eu fără Alien în casă nu stau. Probabil că la un moment dat o să stau fără Alien în casă, pentru că asta este. Aș vrea să fac un videoclip doar despre Alien. Trebuie doar să iau de acasă de la ei mei, că am niște sticluțe mai vechi cu Alien. Și am eu un gând să fac un astfel de clip. Dacă vă tentează, din nou, spuneți-mi în comentarii. O să zic, dacă strângem 100 de dislike-uri, filmez Alien și 100 de like-uri. Filmez și colecția de miniaturi. Sunt ok și dislike-urile. Important este să interacționați cu contentul meu. Bun, tot Mugler, avem o altă dragoste, Alien Musc Misterio, la fel o ediție limitată. Cred că asta a fost a doua sau a treia cutie pe care am reușit să mi-o cumpăr și mai era și Oud Majesté, tot nu cred că am pronunțat 100% corect, dar erau două, Musc Misterio și ceva cu Oud. Pe ăla cu ud nu l-a mai prins, nu, ăla s-a dat cel mai repede, am senzația, dar pe ăsta l-am mai găsit pe aici, pe acolo. Nu l-am mai folosit de ceva vreme pentru că mai trag așa de el cât de cât. Dar totuși am 90 de mililitri, ia uite-l, ia uite-l, da? Alien-ul. Am terminat cu Mugler, altceva de la Mugler nu am, în afară de Alien, pe mine altceva nu m-a atras. Și când zic Alien, efectiv Alien original, Musc Misterio ăsta a fost un alt fel de flanker dintr-o colecție aparte, dar flankerele astea de sunt acum Alien Goddess, Alien nu știu ce, nu, nu sunt pentru, nu sunt pentru mine, da? Nu sunt pe gustul meu. Hai să intrăm în Hermes, L'Ombre de Merveille și pe ăsta l-am primit cadou de ziua mea, să fi fost anul trecut, ceva de genul acesta. Uite, și ăsta e mișto de toamnă, de vremea mai rece și poate ar trebui să-l port mai mult, dar încă sunt legată de acel Project Pen și până nu termin și Ansolansul. Foarte mișto, i-am făcut un review la vremea lui, am un playlist întreg cu parfumuri, cu toate videoclipurile mele despre parfumuri și vă las playlist-ul la final. O să fiu atentă să-l las la final și dacă aveți curiozități, intrați pe canalul meu de YouTube și acolo la căutare scrieți numele parfumului și dacă am vorbit despre el, o să vă apară clip. Bun, Hermes, continuăm cu Hermesul. Uite, Van Quatre Fauvurg, un parfum despre care v-am vorbit foarte, foarte mult. Nu l-am văzut menționat prea des pe YouTube, nu în general, dar pe la noi pe aici nu l-am văzut prea des menționat. Cred că prin 2019 mi l-am luat și m-am dat cu el la greu. Este atât de frumos și de elegant și l-am pus în favorite. 10 parfumuri favorite și acolo îi vedeți recenzia toată. Nu știu, aș putea să și fotografiez, dar vă arăt de aproape. Sper că le-am arătat pe toate de aproape, de altfel. Nu știu ce am făcut. Hermes avem și Caleș. Caleșul ăsta iar l-am inclus. Da, l-am inclus și pe el în favorite, cele 10 favorite. Îmi place foarte mult un aldehidic, sper că pronunț corect și că, da, de înșelă nu mă înșel, dar sper că pronunț corect. Serios? Auziți ce aud și eu? Bormașini? Splendid.
Un aldehidic care îmi place. Am încercat mai multe, unele nu, unele efectiv nu sunt pentru mine, ăsta este. Și de toamnă, de iarnă, este minunat. Nu știu pe unde se mai găsește, că l-am căutat eu pe net și am văzut că n-ar mai fi disponibil, dar poate reapare și găsiți, dacă sunteți curioase. Dar tot, nu știu, vă las măcar fragrantica și tot vă las să citiți ceva despre el, alte impresii. Bun, am vorbit inițial de YSL, hai să ne întoarcem la YSL. Opium. Opium, da? Nu Black Opium, nu alte vrăjeli cu opium. Opium, the real deal. Celelalte sunt atât de dulci că mă ia durerea de cap. Nu sunt cu astea dulci. Nu sunt eu. Opium ăsta, ce să vă zic? It's a classic. Îl găsiți, puteți să-l mirosiți. Am apa de ce? De parfum, da? Îl găsiți prin parfumerii, puteți să mergeți să-l mirosiți în cazul în care sunteți curioase. Un parfum greu de toamnă-iarnă, dar pentru mine personal este pentru toate timpurile, l-am purtat, inclusiv vara. Bun, mai am ceva de la YSL? Nu, pentru că nu sunt compatibile 100% cu parfumurile lor. Singurul meu Estée Lauder Youth Dew. Youth Dew. Dew. Fetelor, de la atâtea parfumuri am luat-o razna. N-ai cum să mai razna un pic, pentru că nici nu vreau să fie un clip de la super lung de vreo oră și ceva. Nici nu vreau să trec așa, uite, ăsta, ăsta, ăsta. Vreau și să spun acolo două, trei cuvinte cât de cât sunt așa. Uitați, sticluța este o splendoare. O splendoare este această sticluță cu fundița. Asta se dă jos, adică, nu știu, puteți să vă o puneți în păr. Da, miroase... Este un parfum greu. Este un parfum super greu, vă zic din start, și vechi, deci nu vreau să pronunț cuvinte, că iar se ofensează toată lumea, nu știu de ce vă ofensați atâta, că nu este nicio ofensă când spun că este un parfum, nu știu, lansat prin anii 40, o să vă las exact pe ecran, deci nu pot să spun că este un parfum tineresc și de actualitate. Este un parfum vechi care te duce cu gândul la o anumită perioadă, la o anumită... tipologie, ca să zic așa, e un parfum care mie personal îmi place foarte mult. E un de-asta greoi genial de vremea rece. Pentru note, pentru de-astea, aveți fragrantica la dispoziție. Deci singurul meu Estée Lauder. Da, Estée Lauder... Mai sunt parfumuri de la Estée Lauder pe care mi le doresc, dar nu se găsesc prin parfumerii, doar pe online și în fine, mai stau, mai aștept, nu e cazul să mă grăbesc cu ele. Singurul Calvin Klein, Obsession, pe care îl ador, vi l-am inclus în favorite, cele 10 favorite, este super ieftin și super mișto și super la superlativ. Este parfumul acesta, rezistent, e genul ăla de parfum oriental, un pic lemnos, spicy, are tot ce-i trebuie. E cumva liniar pe mine, nu se modifică prea mult pe parcursul zilei, dar rezistă, nene, stă pe tine toată ziua, n-ai treabă. Și costă destul de... e undeva la 100 de lei, 100 de mililitri, ceea ce mi se pare bine. Este Calvin Klein, nu e altceva. Adică uitați-vă prin parfumerii că ăștia au prețuri destul de mari. Să-l las în decor și... să trec, hai că noutățile noutăți, ce nu știți voi că am eu, le las efectiv la final. Hai Atelier Cologne, repede trecem prin Clementine California, mișto, de vară, cu clementine, genial, îl ador, aștept vara să-l port iar, pentru că vara asta l-am purtat și nu prea, că am fost fiartă, între ghilimele, bormașini. Da, am fost cu pata pusă pe Green Tea de la Elizabeth Arden. Mi-a plăcut pentru că, deși este un ăsta fresh de vară, e un pic mai, aș vrea să zic, mai acrișor. Nu dulceag cum e Clementine California sau cum este Mandarin Basilic de la Guerlain, Aqua Allegoria, da, și ăsta cu mandarine, dulceag. E ca un tonic pentru mine. Combinația asta de busuioc cu mandarine dă foarte, foarte bine. Este minunat de vară. Haideți să vă arăt repede și sticluța. Da. Deci astea sunt parfumurile mele, să zic așa, de vară, cele mai fresh. Clementine California, Mandarin Basilic și Green Tea, care mi-a plăcut, l-am adorat în vara asta pe Green Tea.
Bun, hai că am găsit un spațiu unde să le las, fără să mă mai mișc foarte mult. Cred că singurul Dior, din păcate, singurul Dior din colecția mea, Dolce Vita. La Dolce Vita, pe care iar zic eu că l-am inclus în favorite. Dacă nu l-am inclus, aveam cu siguranță intenția, dar l-am inclus. Că știu că l-am inclus și am zis greșit că este o cutie cu picouri negre. Nu, sunt picouri aurii. Eu le-am văzut negre. Da, Dolce Vita. Dolce Vita. Ador tot la acest parfum, mai puțin faptul că nu este super rezistent și mi-ar fi plăcut să fi fost nenică rezistent, să mă dau cu el și să leșine lumea prin jurul meu. Efectiv am această fantezie cu Dolce Vita. Este singurul, zic că din păcate singur. Ba nu, mă, nu e singurul Dior. Stați că mai avem și Poison sau Poisson, dacă vreți să pronunțați în franceză, dar Poison, da, Christian Dior Eau de Toilette, Poison ăla, da? Nu Hypnotic Poison, nu flancărele, ci Poison, care este mișto și cred că este foarte mișto acum iarna. Eu mi l-am luat când era mai cald afară și n-a fost nu mi s-a părut senzație. Vai cum miroase. Vai cum miroase. Ador. Ador mirosul. Uitați și sticluța. Îmi place foarte mult. Îmi place. Mi-a căzut capacul. Îmi place casa Dior. Asta vreau să spun. Și zic că din păcate nu am foarte multe, pentru că, uite, n-am reușit să-mi recumpăr Dior Addict. Îmi doream foarte mult să am în colecție Dune. Nu l-am. Miss Dior original de Toilette. Nu l-am. Deci am o listă foarte mare cu Dior și nu prea am din lista aia mare lucru. În fine, nu sunt o prioritate parfumurile, mai ales când vine vorba de Dior. Chiar și pe site-urile astea unde găsim parfumurile mai la prețuri mai accesibile, chiar și acolo costă destul. Dar cu timpul o să ajung eu și la Diorurile pe care mi le doresc. Bun, la ce să trecem? La un alt parfum din asta, din Project Pen, mai exact la Cabotin de Gre, un parfum pe care îl ador ca miros, îl ador, miroase. Este un floral atât de, nu știu, reușit și mi se pare un floral autentic. I-am făcut eu un fel de mini preview atunci când mi l-am luat și pentru că l-am inclus în Project Pen și l-am inclus nu pentru că e de mult și că trebuie să-l folosesc, nu, ci pentru că mi l-am luat și era vară și era cald și mi s-a părut că nu e mare lucru de capul lui și am zis nu, hai că-l includ în Project Pen și în felul ăsta mă oblig, între ghilimele, să mă dau cu el ca să-mi formez o părere. În continuare nu pot să spun că pe mine este super rezistent, așa cum am citit că ar fi pe alte persoane, deci de la o persoană la alta, na, sunt altfel, se comportă diferit parfumurile, dar ca miros mie îmi place foarte mult. Miroase foarte bine și da, cumva zic eu că este mai degrabă potrivit pentru vremea mai rece, mai rece. Am fost râită când eram mică și câteodată mai am probleme. Da, e mai degrabă potrivit pentru vremea rece decât pentru vremea caldă. Frumos, rămâne în continuare în Project Pen, o să mă dau cu el până se termină toamna. Tot în Project Pen avem Shalimar Soufflé Intens, pentru că la fel era, v-am povestit cu el, l-am cumpărat mamei, am făcut schimb că ei nu mi s-a potrivit și îl țineam acolo și nu știam ce să fac cu el, să-l dau la schimb, să-l vând, era nou, o dată de două ori dacă s-a dat mama cu el. Și până la urmă zic, nu, hai că-l folosesc și chiar am folosit din el. Nu știu dacă se vede că este sticla opacă, dar am folosit. Am folosit din el, cam cât am folosit din Cabotin, cam atât am folosit și din Shalimarul ăsta. Și de vremea rece este ce trebuie. Nu pot să spun că e favoritul meu și că acum iubire maximă între noi, dar merge. E destul de elegant, e ok. Avem și Shalimarul Shalimar, de parfum, Shalimar, vestitul Shalimar, foarte frumos și elegant, de altfel folosit Shalimarul ăsta, dar nu foarte mult. De câte ori m-am dat cu el, am intoxicat lumea din jurul meu, ceea ce mă bucură. Glumez, mă, nu vreau să intoxic pe nimeni, nu vreau nimeni să fie intoxicat de parfumul meu, vreau eu să fiu intoxicată de propriul meu parfum. Shalimarul, care este un clasic, îl găsiți prin toate parfumeriile, dacă nu îl știți, puteți să mergeți să-l mirosiți. Este un clasic și mai mult de atât n-am ce să zic. Este splendid din toate punctele de vedere.
Și dacă, nu știu, cumva, dacă vreți o părere, nu că ar conta prea mult, dar cred că e un parfum mișto de avut pur și simplu pentru ce reprezintă Shalimarul. Să-l ai acolo în colecție și uneori să te tai cu el la diverse ocazii, dacă ți se pare prea mult pentru gustul tău de zi cu zi, are sens ce spun? Cred că da. Uite, de la Boucheron, Eau de Toilette, un floral foarte așa, cumințel, nimic care să deranjeze. M-am pricopsit între ghilimele cu parfumul ăsta dintr-o cutie, dintr-un beauty box. Nu știam ce să aleg, am vrut să-mi aleg un parfum și până la urmă am mers pe Boucheron ăsta, care știu că l-am mirosit odată și că mi-a plăcut foarte mult, dar cred că era varianta Eau de Parfum, nu Eau de Toilette, și e o oarecare diferență destul de mare între ele. Un floral cu mințel, așa mi se pare. Nu mă dau și nimic ieșit din comun, nicio reacție, nicio nimic. Mai degrabă de primăvară ar fi ăsta pentru mine. Bun. Mă, să știți că nu mai am chiar atât de multe și simt că m-am mișcat relativ bine. Mitsuko, iubirea vieții mele sau una dintre. La fel l-am inclus în favorite, cele 10 favorite. Uitați sticluța, e folosit și ăsta folosit. Am trecut de jumătate, dar las acolo, îl mai las. Nu-l pun în Project Pen, nu e cazul cu el să-l pun în Project Pen. O să-l pun în Project Pen atunci când o să economisesc suficienți bani cât să pot să mi-l recumpăr atunci când o să-l termin. Înțelegeți ce spun? Da. Unde mi-este L'Or Bleu? Uite-l aici. L'Or Bleu, credeam că nu l-am scos, Eau de Parfum, și ăsta un parfum splendid, elegant, sofisticat, tot ce vrei. Găsești la L'Or Bleu plus sticluța asta divină. Foarte fără detalii. Pentru toate parfumurile astea, eu, cel puțin pentru L'Or Bleu și Mitsuko, eu am filmat un first impression, cu siguranță. Diva de la Emmanuel Ungaro, Eau de Parfum, diva ăsta care e cu ceva miere și se simte foarte mișto acea miere și e un parfum destul de greu, așa, merge de vremea rece, are și capac, dar capacul ăsta, nu știu, nu stă, are un defect. Sticluța este superbă, ador sticluța. Foarte frumoasă, sticla mi-a plăcut. Zici că parcă ar fi o rochie, ceva de genul, partea de sus a unei rochii. Mă duce cu gândul la o treabă de-asta. Diva care, haideți că vă arăt un parfum care zic eu că seamănă pentru mine, da, seamănă, mi-aduce aminte de Diva. Mă refer aici la Coriander de la Jean Couturier. I-am făcut un unboxing prin vara asta și vă spuneam și acolo, cu siguranță, că seamănă cu, că mie mi se pare că seamănă cu Diva de la Emmanuel Ungaro. Și acum că le miros unul după celălalt, chiar nu identice, dar au ceva în comun. Uitați și cutiuța și v-am zis, m-a atras foarte mult ambalajul și sticla. Și de asta mi l-am cumpărat și este un parfum care îmi place. Uite, o să-l scot și pe el în față să mă dau cu el să-l folosesc, că nu prea l-am folosit. Dăm la o parte și Jean Couturier ăsta. Amarige de Givenchy. Un parfum foarte... Iar un clasic, Amarige-ul. Un parfum foarte frumos, foarte greu, foarte rezistent. Tot ce vreți găsiți la Amarige. Un floral, este primit cadou de Crăciun, dar nu știu exact când l-am primit cadou de Crăciun și ar... Bine, pe toate ar trebui să le cam port, da. Cu timpul o să le port și o să le termin pe toate. Guerlain Habit Rouge de Parfum, un parfum care... Ăsta este un parfum bărbătesc. Uite, nu v-am arătat parfumurile bărbătești din colecția... Nu sunt din colecția mea. Bine, eu i le-am cumpărat lui Mihai, deci sunt alegerile mele pentru el. În fine, nu știu dacă aveți interes pentru parfumurile bărbătești, nu sunt foarte multe, am trece destul de repede prin ele. Da, să revenim la Habit Rouge. Mi-a plăcut foarte mult într-o perioadă și îl foloseam la greu. În momentul de față, nu știu.
Nu. Nu mă mai atrage. Ce mai avem pe aici? Avem Vol de Nuit de la Guerlain, care miroase foarte bine și mi-amintește un pic, mi se pare o variantă mai potolită, domolită, așa limarului, așa îl percep eu. Da, asta este sticluța, sticluța cu albinuțe, scrie pe el aici Vol de Nuit. Este un parfum foarte frumos, mai discret un pic decât și alimarul, mai se simte așa mai pe piele. Un parfum elegant, un parfum, dacă șalimarul este prea mult pentru a fi purtat de zi cu zi, mie mi se pare că Vol de Nuit merge purtat de zi cu zi și seara să vii cu șalimarul în completarea lui. O chestie de asta am eu în cap, asta e în capul meu, ce vreți. Așa percep eu aceste parfumuri. Spuneți-mi voi dacă le știți, cu ce le asemuiți, vouă cum vi se par, că na, fiecare cu mirosul. Samsara Eau de Parfum. V-am vorbit în cele 10 favorite, parfumuri favorite, Samsara, vă arăt încă o dată sticluța superbă de la Samsara, un parfum ce-mi doresc să ies în oraș într-o seară, ceva mișto, elegant, cum eram noi pe vremuri să mă dau cu Samsara și să am o roche frumoasă și pe tocuri și ne întoarcem noi la viața bună. Femme de la Rocha, o surpriză, efectiv a fost pentru mine o surpriză parfumul acesta, îmi place la nebunie, este adorabil, adorabil, nu e cea mai bună caracterizare, dar v-am zis, seamănă cu Mizuko într-o oarecare măsură și seamănă și să mai intru în detalii, nu, pentru că am intrat în detalii în alte clipuri, un parfum frumos, elegant, de damă, parfum de damă. Ce să iau, că nu mai am multe. Hai, astea sunt cumva noutățile. L'Occitane Black Lemon. Toată vara am fost obsedată de L'Occitane-ul ăsta. Foarte mișto, colaborarea cu Pierre Hermé. Nu e singurul de nișă. Da, celălalt, în fine. Să zicem singurul de nișă din colecția mea. Tom Ford Oud Mineral. Ador acest Tom Ford. Îl ador. Aș putea să zic că dacă aș da toate parfumurile la o parte, aș rămâne cu Tom Ford-ul ăsta. Și o declarație destul de așa, pentru că ați văzut, am fel și fel de parfumuri din diverse categorii, dar Oud Mineral ăsta este... Da. Pe gustul meu. Bun, am ceva de la Bourjois. Clin d'Oeil Passionné, băi, nu știu dacă am pronunțat corect. Ăsta este un parfum pe care l-am primit cadou, dar acum mai multă vreme nu l-am folosit. Ba da, l-am folosit. Este un... Stai să dau pe carton aici. Nu mă dau cu el că sunt dată cu parfum și n-are sens să amestec pe mine mai multe parfumuri. Este un ăsta floral așa. L-am primit cadou, nu știu unde se găsește, de unde, cum, dar l-am primit cadou la un moment dat. Cred că de un 8 martie sau ceva. Bă, dar nu l-am purtat pentru că nu că nu-mi place, pentru că este frumos, dar nu l-am purtat. Da, e un floral, un floral de la mai pe clasic așa. Dacă ar fi să-l compar un pic, l-aș compara cu Cabotin. Dar nu e chiar în aceea zonă, dar adică nu miros identic, da? Dar e în aceea zonă de parfum floral. Na. Mamă, ultimele două parfumuri. Van Cleef & Arpels Precious Oud, un parfum decăpătat, ca să zic așa, mi l-a dat o prietenă, a zis, mă, ia-l tu, că ești cu... îți plac astea, nu știu. V-am vorbit despre el în cele 10 favorite și Montale, e Montale, nu știu, de-astea, bine știu, dar mă fac și eu că nu știu. Cum se numea asta? Orange Flowers. Orange Flowers, bă, e foarte mișto Montale. N-am ce să vă arăt pentru că se reflectă lumina în el și nu se vede nimic. Vă las o fotografie pe ecran, pardon. Foarte mișto parfumul ăsta. E așa dulceag un pic. I-a sărit capacul. Nu mă așteptam să-mi placă, fiind cu floare de portocal. Eram, s-ar putea să nu-mi placă. Tot așa l-am primit. Nu e plin, e aproape terminat parfumul sau, în fine, mai e ceva pe acolo oricum, nu e chiar gol-gol. Dar mi-a plăcut. Am rămas surprinsă cât de mult îmi place și mi se pare un parfum destul de rezistent. L-am purtat un pic prin vară, ceea ce n-a fost o decizie înțeleaptă, pentru că
Căldura îl amplifică foarte, foarte mult și devine, într-adevăr, devine un pic prea mult pentru cei din jur. O să-l port într-o zi de asta când e mai rece afară, să vedem cum este pe vremea rece, dar de asta spuneam că n-ar fi singurul denișă Tom Ford-ul, că montarea ăsta tot denișă este. Am încheiat cu colecția mea de parfumuri. Acestea sunt toate parfumurile full size pe care eu le am. Dacă vă amintiți că ați văzut pe la mine nu știu ce parfum și aici nu a fost menționat, înseamnă că nu-l mai am, l-am dat. Asta unul la mână, doi la mână. Vreți colecția de miniaturi? Travel size-uri? Strângem iar 100 de like-uri și îl filmez și pe ăla. Dacă vă interesează un clip despre Alien, îmi spuneți în comentarii sau strângem și 100 de dislike-uri în același timp. Da, dacă vă interesează, filmez. Am și alte idei de videoclipuri pe această temă și chiar într-un live pe Instagram v-am zis ce vreau să filmez. La capitolul parfumuri, dacă ați fost în acel live și ați prins momentul și ați ajuns până aici în clip, știți la ce mă refer. Dacă nu, fiți pe fază că o să vină un clip interesant, zic eu. Rămâne de văzut care va fi și reacția voastră. Nu am efectiv o colecție. Eu nu consider că ce am aici este efectiv o colecție în adevăratul sens al cuvântului. Sunt doar niște parfumuri care pe mine m-au atras din diverse motive și am vrut să le am, dar nu înseamnă că am o colecție, nu am ceva valoros, nu am ceva, nu știu, vreo sticluță foarte veche de prin anii 40, anii 50. Am doar niște parfumuri care pe mine m-au atras și m-au interesat. Sunt foarte curioasă, de asta am ajuns să am anumite parfumuri în colecție din curiozitate, cum ar fi coriandrul ăsta de la Jean Couturier sau Vol de Nuit de la Guerlain. Și multe altele. Vreau să țineți cont că anumite parfumuri pe care eu le am sunt în urma unor colaborări. M-am ales cu ele, mi-am ales, da, în urma unor colaborări mi-am ales niște parfumuri, pe altele mi le-am cumpărat cu niște eforturi financiare, am căutat promoții, oferte, reduceri, etc. Sunt cumpărate în timp, nu toate deodată sunt luate în timp, dar când deja ai 2, 3, 4, 5, nu mai ai apuc să le folosești, să le termini, le mai lași deoparte că vine unul nou și tot așa. Altele sunt primite cadou, ba de ziua mea, ba de Crăciun, ba de 1 martie, etc. Vreau să fac și această mențiune pentru că cumva știu că nu e cazul, dar pe de altă parte poate este cazul, nu știu. Dacă aveți curiozități, îmi spuneți în comentarii, dacă v-a plăcut, dacă aveți parfumurile astea, vreau părerea voastră despre ele, ce parfumuri aveți voi prin colecție. Și să încheiem, gata. Deci, like, share, subscribe. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune. Mua! La revedere!